Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fâșie de lângă apă, este la liber dacă spui prosop. Da, așa știam și eu. S-ar tenta să nu mai țină cont de legile, dacă deci e pământ, să fie legea românească. Dacă acolo e pământ românesc, da. Așa știam și eu. Sigur că sunt plaje de-astea publice, dar ele, plajele publice, sunt ocupate de șezlonguri private până în buza apei. Și poți să te duci să spui prosopul în apă, nu cred că te oprește nimeni dacă vrei. Ok. În acest timp, totuși, la Iași nu se mai găsesc sejururi în Grecia prin agențiile de turism pentru luna iulie, iar prețurile sunt și cu 20% mai mari față de anul trecut, citesc pe site-ul presshub.ro. De asemenea, anul acesta 37% dintre români plănuiesc să plece în vacanță peste hotare. Cea mai populară destinație rămâne Grecia. N-ai cum altfel. E cea mai la îndemână, până la urmă, oricât de scump ar fi, tot e cea mai ieftină. În timpul celei mai lungi vacanțe străinătate, unul din trei români intenționează să cheltuiască între 200 și 600 de euro de persoană. Pe ce? Pe ce? Pe șezlonguri. 83% dintre români spun că vor plăti cu cardul, telefonul, ceasul inteligent, arată un sondaj Visa, citat de revista Biz. Erau scos cash-ul. Deci vezi? Ceea ce mi se pare ciudat, că în Grecia merge cash-ul foarte bine. Băi, n-am mai plătit cash în Grecia de când eram mic. Nu știu unde să stai. Serios? Serios. Nu, unde ai fost? Nu am cu cardul. Se duce urmă la hoteluri de la de 7 stele. Nu, e adevărat, mă, și la recepție tot. Trece totul pe cameră. Croaziere, da, chestiile. E adevărat, și la cărciul meu, unde plătești cu cardul? Stau cu cash-ul în buzunar să mi se umfle. Așa cu... e, dar ai văzut din privire cum grecul apreciază cash-ul când plătești. Ți-au mai dat pe pene la desert să după ce plătești cu cardul? Înțeleg că acum este o lege în vigoare, uite, trebuie să vorbim despre asta, care obligă comercianții români să aibă POS, orice fel de comerciant, mai puțin producătorii agricoli. Dar comercianții vor fi obligați să primească plata cu card, inclusiv în piață. Eu aveam o problemă asta la Sibieni. Sibienii nu prea aveau, nu primeau decât cash. Dar acum s-a modernizat, să știi, și au POS majoritatea. O să le intre din... zero în POS-ul ăla, o să la vezi. Piața din Băneasa, unde mă opresc eu să cumpăr de la Sibieni. Au. Au de nu știu când. Nu m-am cardul. Cumpăr și, de asemenea, sunt și mai mulți vânzători de fructe, legume, care folosesc POS. Bine, ai o piață pentru boieri unde merită investiția în POS, că mai nou am jumulez pe partea ăla. Poți să-ți faci POS pe telefon. Pe telefon, da. Știu, da. Sunt aplicații, deci nu mai e atât de scump. Am vrut să-mi fac și eu un POS, dar n-am venit să încasez. Am descoperit în piață că poți plăti cu Revolutul. Da, poftim. Dacă ai Revolut, îți dau un cod QR din ăla, îți spune cât să-i pui și ai trimis banii. La mine, până și la mine în sat, în mediul rural din Corbeanca. S-a băgat Revolut? Da. Da, e bun, că s-a băgat Revolut în Corbeanca, eu nu înțeleg asta cu... Nu știu ce, și plătești POS. Luca, trece lumea pe lângă tine! Trece viața pe lângă tine! Eu n-am Revolut ăsta și nu vreau să... Nu-ți faci? Nu. Dacă îți faci, să-mi spui. Da, am card, adică să nu mă credeți că de la... Ce card? Îl ține rămat în sfragerie. Card bancar. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.